dimineața, bună dimineața. Cum va fi viitorul în IT? Știm cu toții că totul se externalizează. Tot. Cât program, cât hardware. Adică software sau hardware. Adică departamentul IT într-o firmă nu va mai exista. Decât într-o firmă mare. Mică. Ce-ar însemna acest lucru? Îmi pare rău. Se externalizează. Și eu merg cu carte. Da? Faci o facultate sau un masterat greu cât peleșul. Pierzi 5 ani și cu master. După care se externalizează. N-am ce face, îmi pare rău. Și uite așa, după ce ai făcut mate, info, facultate, da, dacă mai ieși și liceu, e și mai bine. După vreo 8 ani, ca pe un doctor, răspopit, fără bisturiu, fără stetoscop, se externalizează. La ce ne-ar mai trebui, sau nu trebuie, un director IT? S-a externalizat. Calitatea muncii crește? Sunt mulți? Toată lumea în primărie. Primărie. Se externalizează, știi? MEI și toate cele. ANAF. Numai așa găsești. Îți dai seama, doamne, măiculița domnului, se externalizează. Să-ți intre în firmă la dita mai primăria un IT-ist. Nu l-ai cunoscut, azi e, mâine nu mai e. Interesant. Sau un softist. Ce mai interesant. Se externalizează. Deci, practic, trebuie să ne apucăm să ne recalificăm. Și unde te duci? Să repar troleul. Sau tabela de pe troleu. Sau să facem un update de soft pentru mașina. Pentru că e mașină și trebuie să funcționeze, nu? Sau frigiderul inteligent. Sau mașina de spălat inteligentă. Sau, nu știu, ce altceva ar mai fi. Sau parcagiu, să iei banii de la automat.